Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă propun să descoperim cum putem organiza cât mai bine portofoliul Comisiei de Control Intern Managerial. La nivelul fiecărei unități de învățământ, în baza ROFUIB numărul 4183 din 4 iulie 2022, conform articolului 33 și respectiv articolului 71, se constituie, la nivelul instituției, Comisia pentru Control Managerial Intern, comisie cu caracter permanent, ce va întocmi un program, un document de prognoză al unității școlare. Atribuțiile comisiei sunt următoarele. Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, supune aprobării conducătorului instituției programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei, urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare ori de câte ori este nevoie, monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției. De asemenea, urmărește și îndrumă compartimentele din cadrul instituției în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora, primește trimestrial de la compartimentele instituției informări referitoare la progresele înregistrate, evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul instituției și prezintă conducătorul instituției, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea instituției. Așa cum probabil observați, în Google Classroom se poate crea un curs în care să fie încărcate legislația cu privire la funcționarea comisiei, de asemenea documentele ce sunt elaborate în cadrul comisiei, procedurile pe care le verifică membrii comisiei și de asemenea, așa cum probabil observați, o decizie cu membrii comisiei. Procesele verbale pot fi editate în Google Docs și dreptul de editare poate fi modificat în funcție de nevoile fiecărei instituții de învățământ. Pot fi adăugați mai mulți colegi. După cum observați, unul dintre membrii are statut de proprietar, iar ceilalți vor putea să editeze și ei documentul. La finalul fiecărei ședințe va fi editat un astfel de material. Vă doresc succes și sper că aceste precizări vă vor fi utile în activitatea dumneavoastră managerială. La revedere!